Am găsit între timp, ca să o iau cronologic, două surse de finanțare. Una, pe decarbonificare, pe fonduri europene, apărută acum. Acum 3 luni, 4 luni. Noi, într-o primă fază, gândeam că va trebui să luăm noi niște bani împrumut, să ne mai ajute guvernul. Am găsit, acum 3 luni a apărut această variantă de fonduri europene pe decarbonificare cu 70% bani europeni, 30% banii primăriei și tot în acea perioadă a apărut și un plan guvernamental, un proiect guvernamental cu 85% bani guvernamental, 15% bani ai primăriei. Programul se cheamă termoficare și căldură. Având aceste surse de finanțare, noi am continuat lucrul la caietul de sarcini, la studiu de fezabilitate în primul rând și astăzi am primit primele informații. Pe noi, această centrală în cogenerare cu producere de curent electric, pe gaze, cu motoare de înaltă eficiență și cu cafuri, cazane de apă fierbinte, ne duce undeva la 50 de milioane de euro, plus TVA-ul, undeva la 59 de milioane. Două mari avantaje. Costul este într-adevăr mare, dar, unu, acoperim întregul oraș, aproape 30.000 de abonați la momentul în care vorbim, și un preț mic al gigacaloriei. Preț mic al gigacaloriei care provine din două variante, să zic așa. Unu, faptul că făcându-l pe bani proprii, deci banii primăriei și bani nerambursabili, amortizmentul este al întregii construcții, al întregii investiții, este mult mai mic. Prețul unei gigacalorii, 30-40% din prețul unui gigacalorii constituie acest amortizment, adică banii care trebuie să întoarcă înapoi. E, făcând pe banii noștri, dacă făceam pe bani privați, da, prețul acestei investiții se regăsea în prețul gigacaloriei. Făcându-l pe bani nerambursabili, nu mai ai acest amortizment. Asta este unul. Și doi, producând în același timp curent electric, la fel, banii pe care noi încasăm în momentul în care vindem acest curent electric, pe bursă și... exact, îl scoatem pe bursă, se regăsește tot în prețul mic al gigacaloriei. Urmează ca până la sfârșitul lunii să avem acest SF-ul, studiu de fezabilitate, cu toate, astăzi am primit o parte din el. Până la sfârșitul lunii avem acest SF-ul, urmând ca în perioada imediat următoare, caietul de sarcini și scoaterea la licitație, depunerea documentelor de fapt pentru bani și scoaterea la licitație a acestei investiții. Noi vom construi și stația de 110 acolo unde vom introduce în rețea curentul electric, tot ce înseamnă, avem 8 motoare, vom funcționa cu motoare de înaltă eficiență, cu 3 cafuri, cazane de apă fierbinte, vom da și apă caldă pe timpul verii, un lucru care nu se mai întâmplă în turnul Severin de 5 ani de zile. Toate racordurile sunt incluse în acești bani, racorduri la utilități, la ce înseamnă electric, apă, canal. Aducțiunea cu gaze, racordul de gaze, iar sunt prinși în acești bani, racordul la rețeaua, la inelul de termoficare al orașului, adică acolo pe unde vom introduce apa caldă produsă, care o producem la această centrală. Construim centrala unde vom produce apă caldă pe care o vom intra. Ca și acum. Numai că acum o producem pe păcură, atunci o vom produce prin arderea gazului, deci pe gaz, și în același timp producem și curent electric pe care îl vom vinde în rețea, lucru ce ne va ajuta foarte mult în prețul mic al gigacaloriei. Pentru că dacă am păstrat și mi-am dorit să păstrez sistemul acesta centralizat, că până la urmă exista o variantă pe care toată lumea mi-a indus-o, să renunțăm la sistemul centralizat, să facem cum au făcut alte orașe și să dăm drumul la rețeaua de gaze. Intrăm și pe rețeaua de gaze.
nu ne vom opri. Dar varianta cu centrale de cartier pe gaze? Nu, și centrale de apartament fiecare să-și facă. În primul rând că este extraordinar de poluantă, s-au făcut studii, și centralele de apartament vor fi interzise din 2023, nu mai știu, în Europa, deci trebuie să-i dea alea scumpe, care nu știu ce să nu, dar astea actuale... Da, vor fi niște norme europene. Niște norme europene. Și atunci, pentru mine, important era să producem o gigacalorie ieftină în dorința de a ne păstra clienții pe sistemul centralizat. Eu îmi doresc extinderea rețelei de gaze. Toată lumea, e un oraș modern, civilizat, toată lumea trebuie să aibă rețeaua de gaze la poartă sau la ușa blocului, la scara blocului. Noi am avut probleme cu această firmă și avem în continuare cu firma care a preluat concesiunea de gaze în turnul Severin. Și aici avem două variante. Unu, renunțăm de tot la această firmă, renunțăm. Retrageți concesiunea. Încercăm să retragem concesiunea. Să, da, au încercat să facă asta colegii dumneavoastră din Consiliul Local, peneliști. Vă spun imediat cum am gândit-o. Deci, varianta ar fi să mergi în instanță cu ei, pentru că în momentul în care încerci să rezilezi contractul, automat mergi în instanță și acest lucru durează, poate dura, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, în funcție de judecată, 2-3 ani, funcție de fiecare. Oricum, mai argumente. Puțin decât ar dura să extinde rețeaua, domnul primar. Exact, numai că nu au bani să extindă rețeaua așa cum ne-am dorit-o noi. Ei au un plan pe 8, pe 9 ani. Oamenii mai trebuie pe 30 de acum încolo, la cât oamenii nu mai au răbdare. Și atunci vin cu a doua variantă. Deci una era să reziliem judecată. Câștigam, pierdeam, timp pierdut oricum. Sau să investim noi ca primărie. Legea ne permite să investim noi și apoi să predăm firmei de care are concesia, să predăm lucrarea. Am ales a doua variantă. Deci, anul viitor, o parte din rețea va fi construită de firma Mehedinți Gaz, mică parte, dar primăria Drobeta Turnul Severin va începe, sub mandatul meu, un plan de 3 ani de zile în care sperăm să terminăm extinderea rețelei de gaze. Vom începe cu acele zone unde încă sunt străzi de pământ, urmează să le asfaltăm, și avem aici Banovița, deja avem planul făcut, știm exact unde și cum. Lucrăm în Schela. De fapt, primăria va încerca să facă în zonele astea. Va face Mehedinți Gaz toată zona Walter Mărăcineanu și străzile adiacente Baladei, Cibinului, Stejarului. Va continua tot Mehedinți Gaz pe zona de unde, pe Schela jos, Schela de jos, sus, au lucrat, au făcut o parte, mai au după Bulevardul Vârcerova, urmând, dar jos va fi rețeaua aeriană. Pentru că știți foarte bine, acolo asfaltăm, suntem cu asfaltul, astăzi asfaltam trotuarele. Deci va fi o rețea la exterior. Pe aerian, dar da. Nu prea mai e permisă de lege, dar având în vedere majoritatea lucrărilor făcute pe acolo, urmând ca noi primăria, repet, să facem Banovița, Apolodor, ce n-am făcut în zona cartierului tinerilor, și vreau să facem acele, să începem cu acele străzi unde și zone unde nu există nici rețea termică. Da? Acolo vrem să... Pentru că acolo, automat, cei care... casele din zonele respective... Nu se pot racorda la sistemul centralizat. Nu știm când, dacă îl vom face. Poate pe viitor vom intra și acolo cu un sistem centralizat, cu magistrală de căldură, dar este important să le ducem gazele în zonele respective. Deci, practic, ne spuneți că veți lucra în paralel cu această firmă Mehedinți Gaz. Vom lucra în paralel. Corect. În paralel va lucra o firmă care se va fi în subordinea Consiliului. Nu o firmă, local, nu, pur și simplu noi vom scoate la licitație. Nu, nu, noi vom scoate la licitație pe primărie construcția rețelei de gaze.
Noi asta nu are Mehedinți gazul. Cum o mai scoateți la licitație? Nu, noi vom scoate partea de, ne permite legea și ei sunt de acord, și Mehedinți gaz, scoatem partea de extindere rețea de gază. Noi vom veni cu tot ce înseamnă construire, șanțuri, tot ce înseamnă intervenție în asfalt, ei vin cu țeava, da? Fac racordurile și noi venim după aceea. Deci cum ar veni 70-80% din lucrare o facem noi, 20% ei. Și după aia noi le predăm. Mie mi se pare că vă cam scârpinați așa. De ce? Nu știu. Ce să fac? Să aștept 9 ani? Păi dar nu aveți de ce să așteptați 9 ani. De ce nu le retrageți concesiunea? Nu. Asta ar însemna, v-am spus mai devreme, ar fi una dintre variante. Asta ar însemna... Deci nu să reziliați contractul, că este o diferență între reziliere și retragerea concesiunii. Nu, e același lucru. E același lucru, nu pot să le retrag eu. Lucrul ăsta o decide instanța. Nu primăria Drobeta-Turnu Severin. Păi eu și, totuși, pot să spun... și totuși s-a propus lucrul acesta, v-am spus, mai devreme de colegii noastre din Partidul Național Liberal. Exact pentru aceleași motive care vi le-am spus astă seară, am considerat că încercarea de retragere și mergerea în instanță ar însemna foarte mult timp pierdut. Pierdeam în primul rând schela. Eu în acest moment, pentru mine schela este un pariu câștigat. De ce? Am racordat, am extins rețeaua de gaze în schela, s-au dus pe toate străzile astea de la Bulevardul Vârcerova către nord, urmează și către sud. Deci, toate cei care și-au dorit au gaze, lucrez în momentul acesta la asfaltarea străzilor, au apă, canal, gaze, deci asfalt urmează. Da, eu dacă aș fi mers în instanță, da? Era clar, ei nu mai făceau extinderea rețelei de gaze și eram obligat să vin, pentru că riscam să pierd banii pe PNDL, să vin să asfaltez fără gaze. Era pentru cineva productiv? Nu era. E adevărat, o mare parte, stați puțin, că o mare parte din banii ăștia care îi cheltuie primăria se vor întoarce înapoi la primărie. Adică eu nu-i cheltuie, nu-i pierd. Da? O mare parte din ei se vor întoarce la primărie. Și cum ei se vor întoarce acești bani și în cât timp se amortizează? Aici este o discuție pe care trebuie să o avem și la nivel de ANRSC, Agenția Națională care reglementează lucrurile acestea pe energie. Vom vedea exact, nu știu să vă spun în momentul ăsta în cât timp, dar în funcție și de firmă, de puterea firmei, dar ei sunt obligați să ne întoarcă o mare parte din bani înapoi. Era singura și este singura soluție viabilă, valabilă, să putem să extindem rețeaua de gaze într-un timp relativ scurt. Altfel, vă spun, pierdeam schela, era clar, pierdeam Walter Mărăcineanu, pentru că Walter o să-l facă tot ei, da? Toată zona aia și eu sunt, trebuie să vin să-l asfaltez și am banii pregătiți tot și pentru Walter. Deci eu zic că planul meu în acest moment pentru aceste două probleme este unul corect și viabil. E adevărat, s-a lucrat, oamenii sunt nerăbdători, mă întreabă, dar de ce a durat atât? V-am explicat, dreptate, că deja este exagerat de mult. Dar v-am explicat care sunt condițiile. Sunt doi cartofi pe care i-am moștenit și pe care a trebuit să îi iau pas cu pas, bucată cu bucată, să găsesc rezolvare.